Municipiul Pașcani ar urma să aibă un traseu intern de transport public local care să facă legătura între zonele de deal și vale din oraș. Deocamdată este vorba despre o propunere cuprinsă în proiectul planului de mobilitate urbană supus dezbaterii publice pe 20 aprilie. Conform documentului, autobuzele ar urma să circule pe străzile Gării, Dragoș Vodă, Moldovei, Ștefan cel Mare și Grădiniței. De asemenea, au fost stabilite și stațiile de așteptare în zona Gării, peste drum de Penny Market, pe strada Ceferiștilor, la intersecția cu strada Amurgului, la intersecția dintre străzile Moldovei și Crinilor, pe strada Ștefan cel Mare în zona magazinului Profi, pe strada Ștefan cel Mare, peste drum de finanțele locale, în zona Spitalului Municipal, în apropierea intersecției dintre străzile Grădiniței și Crinilor, în fața bisericii și în zona fostei fabrici Terox. În acest traseu nu a fost cuprinse zona industrială de la ieșirea din Pașcani spre Iași și cea comercială de la ieșirea spre Comuna Moțca. Specialiștii au explicat că măsurile sunt necesare, deoarece majoritatea pășcănenilor intervievați sunt de părere că transportul public local ar trebui să fie o prioritate pentru administrația locală. De asemenea, doar 29% dintre cei care au fost chestionați au spus că sunt mulțumiți de condițiile de transport public local. A fost făcut, în cadrul acestui PMUD, a fost elaborat și un chestionar pentru a vedea percepția oamenilor asupra transportului public în această speță, fiind 38% au un răspuns bun, au o părere bună despre transportul public, doar 19% în momentul de față. Și consideră ca o prioritate de dezvoltare a transportului public urban și suburban, 85%. Și din acest motiv, locuitorii municipiului și a zonei urbane funcționale au nevoie de acest transport. Deci este nevoie și cer această îmbunătățire a transportului. De asemenea, o altă întrebare a fost legată de aspectele care consideră că trebuie îmbunătățite pentru transportul privat de călători. Și un aspect foarte important este legat de starea vehiculelor. Au nevoie de îmbunătățirea și de înnoirea parcului de vehicule. De asemenea, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, este nevoie ca oamenii să știe că autobuzul vine la și 20. La și 20 autobuzul trebuie să fie în stație. Un alt element ar trebui să fie curățenia din aceste mijloace de transport, precum și programul. Să aibă un program adaptat nevoilor și cererii de transport programat pe orele de vârf în special. În același document se arată că pe acest traseu ar urma să circule autobuze electrice sau hibride cu hidrogen și că vor fi echipate cu sisteme care să prezinte afișarea datelor referitoare la timpii de așteptare a fiecărui transport în parte, pe panouri montate în stații. Totodată vor fi integrate sisteme de taxare electronice. În ceea ce privește modul de organizare a traseelor din suburbii, specialiștii recomandă o nouă clasificare. De exemplu, prima linie să fie cea din oraș, linia 2. Pașcani-Boșteni-Sodomeni, linia 3, Pașcani-Blăgești, linia 4, Pașcani-Nunca, linia 5, Pașcani-Gâștești, linia 6, Pașcani-Stolniceni-Prăjescu-Brătești, linia 7, Pașcani-Valea Seacă-Conțești, iar linia 8 pentru Pașcani-Hărmănești. Menționăm că municipalitatea are depuse cereri de finanțare pentru achiziționarea a 5 autobuze electrice și a echipamentelor pentru eticheting. Planul de mobilitate urbană ar urma să fie supus aprobării legislative. Local.